Deputatul Dumitru Lovin cere la Ministerul Sănătății tomograf și remene pentru drăgășani. Deputatul Dumitru Lovin ridică o nouă problemă de interes major pentru vâlcenii care trăiesc în zona Drăgășani. De această dată, parlamentarul ALDE îi solicită Sorinei Pintea, ministrul Sănătății, să facă ceva pentru Spitalul Municipal din sudul județului Vâlcea. Cu toate că locuitorii din sudul județului Vâlcea, peste 200.000 la număr, plătesc taxe și impozite, o bună parte fiind direcționate către sănătate, singurul spital care îi deservește, cel din municipiul Drăgășani, este privat în continuare de aparatură de strictă necesitate, cum ar fi tomograful sau remeneul. Este probabil singura zonă din Uniunea Europeană în care serviciile medicale sunt atât de primitive și nu aș vrea să reiau ideea cu privire la drama pe care o trăiesc oamenii care ajung să aibă nevoie de spitale și se tem pentru viața lor, pentru că știu că nu sunt decât niște cobai. În toată Uniunea Europeană, până și clinicile de cartier dispun de asemenea echipamente și este strigător la cer faptul că la noi resursele nu sunt direcționate către priorități: sănătate, educație, infrastructură. Spune deputatul ALDE Dumitru Lovin. Interpelarea sa pe această temă va ajunge zilele viitoare pe masa ministrului Sorina Pintea.